Să revenim la filozofia de proiectare de care ziceam mai înainte. Putem face și încălzire și răcire pe acest sistem. Deci e cu multiple funcții. Păi șemineul și teracota nu sunt. Radiatoarele nu putem face răcire prin ele pentru că ar curge condensul pe ele și n-ar mai putea funcționa. Deci tot așa pică din ecuația asta. Ventiloconvector putem face, doar că acolo avem alți factori care ies, dar nu exclud ventiloconvectorii încă. Încălzire radiantă, pardoseală, pereți putem face și da, avem posibilitatea. Încălzirea prin aer, ventilație, da, evident cu niște limitări să nu facă condens. La fel, deci acolo e mai mult o încălzire și o temperare, tot așa să nu supraîncălzim, să ardă praful din aer, dar să nu răcim destul de mult să apară condensul, deci cu limitări, dar se poate. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Ofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Ofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.